Bună tuturor, Cătălin sunt, sunt consilier pe relații de cuplu, iar în clipul de astăzi vom discuta despre șapte lucruri pe care ți le spune o persoană care înșală în mod frecvent, da? care are un obicei din a înșela. Înainte de a începe, dacă aveți nevoie de ședințe de consiliere, găsiți linkul cu adresa de e-mail în descriere unde îmi puteți scrie, iar dacă vă place conținutul de astăzi, nu uitați să dați un like în partea de jos a clipului. Bun, primul lucru pe care îl spune o persoană care te-a înșelat de mai multe ori, sau pe care ai prins-o că te-a înșelat, da? va fi acela că nu a însemnat nimic. Deci, majoritatea oamenilor care înșală îți dau replica asta, nu a însemnat nimic pentru mine, a fost doar o aventură, chestii de genul ăsta. Da? De ce spun acest lucru? Pentru că nu are cum să nu însemne nimic un lucru pe care l-a făcut, pentru că dacă nu ar fi însemnat nimic, nu ar fi ajuns în ipostaza în care să-l facă. Da? Drept urmare a însemnat ceva, însă încearcă să îți spună că nu a însemnat nimic pentru a te face pe tine să te simți în siguranță, pen, în siguranță pe cât se mai poate, da? Pentru a nu ți da senzația că își dorește să se încheie relația de cuplu și poate, de ce nu, în cele din urmă să te culci pe ureche pentru că dacă nu a însemnat nimic, tu ești ok, da? E emoțional și se întoarce tot la tine și el sau ea să poată să ref refacă da? traseul pe care l-a făcut și până acum. Adică de ce nu să mai calce și în, cu alte ocazie în afară relației de cuplu. Bun. Uh, un alt lucru, lucru pe care îl spun oamenii care înșală, care au amantă, amantă, care înșală în mod frecvent ca și hobby, sport și așa mai departe, este s-a întâmplat o singură dată, deși de cele mai multe ori tu ai ajuns la concluzia că s-a întâmplat de mai multe ori, da? din nou pentru a te face să nu îți dai filme, pentru a nu crede că o să se întâmple din nou în viitor, o să-ți spună că a fost ceva, un, un caz izolat, da? s-a întâmplat o singură dată, um, a fost oricine altcineva de vină, dar nu persoana în cauză, da? s-a întâmplat pentru că a consumat prea mult alcool, pentru că era în club, pentru că era cu prietenii sau prietenele pentru că nu și-a dat seama, pentru că e în motive, da, dar s-a întâmplat o singură dată și nu o să se mai repete, deși tu nu poți să mai crezi asta după ce ai surprins persoana făcând acest lucru. Um, un alt lucru pe care se spun oamenii <coughs> în momentul în care înșală este, în momentul în care înșală și sunt prins, prinși, este acela că încep să dea pina pe tine. Adică gradul lor de responsabilitate vis-a-vis -vis de acțiunea pe care au făcut-o este sub nivelul mării și o să auzi replica, te-am înșelat din cauza ta cum vine te-am înșelat din cauza ta. Pentru că dacă nu-ți place persoana cu care ești în relație de cuplu, în cele din urmă ești din relația de cuplu și te duci după câmpii, pe care vers pe perete, după care vers pe pereți și îți găsești o persoană cu care vrei să fie într-o relație care se potrivește cu tine sau o persoană care vrea să facă sex casual cu diver, diversi parteneri sau habar nu am eu, da? Însă, în momentul în care spui că te-a înșelat din cauza ta, spune că te-a înșelat din cauza ta, este doar o lipsă de asumare asupra acțiuni pe care tocmai a făcut-o, nu își asumă felul în care te-a făcut să te simți, nu își asumă um, impactul pe care îl are acțiunea respectivă asupra relației voastre de cuplu și te-a înșelat din cauza ta pentru că n-ai mai fost la fel de atent sau atentă, pentru că tu ai lucrat prea mult, pentru că nu i-ai mai dat actul sexual cum o făceai la început, pentru că în motive, dar oricum ar fi e din cauza ta și cumva ești părtaș la ceea ce s-a întâmplat, lucru care în mare poate fi adevărat, pentru că în momentul în care apare infidelitatea, lucrurile pot să se împartă la doi, dar asta doar în momentul în care uh, tu ești absent din relația ta de cuplu, adică poți fi absent fizic, emoțional, astfel încât celălalt sau cealaltă, într-un final, să se simtă atât de singur sau singură, să te iubească în continuare, dar să aibă niște nevoi sexuale care sunt neîmplinite sau emoționale și să caute rezolvarea lor în relația de cuplu fără a avea ca scop ieșirea din uh, relație. Da? De aceea e important întâi să-ți dai seama dacă tu ai făcut ceva astfel încât să îl determine pe el sau să o determine pe el sau pe, pe să îi determine pe el sau pe ea să iasă în afara relației sau pur și simplu motivul pentru care a făcut-o a fost strict de curiozitate, de dorință de ex, experimentare, de noutate și așa mai departe. Da? Mai ales dacă face lucrurile ăsta în mod frecvent și afli de mai multe ori că s-a întâmplat asta, nu știu când mai vine pe acolo. Bun. Poate vina ta, poate fi doar faptul că încă mai ești în relația respectivă. Da? Ce auzi în momentul în care ești înșelat sau înșelat? oamenii care fac lucrurile astea și s-a aflat, după ce trece o perioadă, dacă tu simți că se poate întâmpla din nou sau dacă începe să-ți dea semnale, dacă s-ar întâmpla din nou, îți ridică semnale, stegulețe roșii la fileu, da, replica pe care o au este nu ai încredere în mine. Păi evident că nu mai ai încredere în persoana respectivă după ce ți-a trădat încrederea, da? s-a dus încrederea, s-a dus la vale, da? or să-ți reproșeze că nu ai încredere în ei. În momentul în care apare infidelitatea în relație de cuplu, durează până să se reconstruiește încrederea unul vis-a-vis -vis de celălalt. da? Însă, de multe ori poate să nu mai apară niciodată încrederea între voi pe deplin, da? dacă a fost înainte de a se afla actul de infidelitate. Însă, oricum ar fi, trebuie să înțelegem că trebuie să tragem cu ghilimele de rigoare, dar să lucrăm împreună pentru a ajunge la avea din nou un grad de încredere unul în celălalt, mai ales dacă ne dorim să rămânem în continuare în condiții bune în relație de cuplu și nu rămânem în relație pentru că avem copii, de crescut case împreună și așa mai departe. Dacă ne dorim să rămânem împreună pentru că ne iubim și pentru că uh, am conștientizat în urma actului de infidelitate că fiecare a avut o vină, dar noi vrem să lucrăm la relație, uh, cumva amândoi trebuie să vă asumați că o uh, cel înșelat nu o să mai aibă încredere și o să fie în permanență cu urechile ciulite, dar la orice semnal, dar cel care... <coughs> nu, invers. <laughs> Cel care a fost înșelat o să fie în permanență, da, cu urechile ciulite și în gardă, așa, vis-a-vis -vis de faptul că s-ar putea să se întâmple din nou episodul, iar cel care a înșelat trebuie să înțeleagă că e important să fie foarte transparent cu partenerul sau partenera de cuplu, astfel încât să îi dea o doză de încredere, de siguranță, unde este, ce face, să nu aibă parole pe telefon. Da, acum, fiecare știe cât este dispus să fac astfel încât relația să funcționeze, dar trebuie să înțelegem că este muncă în echipă și e important să, să comunicăm, să-l ascultăm pe cel care a fost înșelat, să-i ascultăm fricile pe care le-a adunat în urma acestui episod de infidelitate și în același timp să creăm un spațiu în care să se simtă în siguranță, da? astfel încât să îi dăm confortul că nu să se mai întâmple asta din nou. Asta dacă știți că nu o mai întâmple. Dacă se mai întâmplă, mai bine plecați în afara relației și vă faceți uh, ce aveți de făcut, fără să răniți pe nimeni. Bun. Um, la un alt lucru pe care îl spun oamenii că, în, care înșală este acela că nu îi înțelegi, da? Tu nu mă înțelegi, nu înțelegi nevoile mele, nu înțelegi de ce am făcut asta, nu înțelegi cât, cât sunt de stresat, nu înțelegi cum te-ai comportat tu cu mine, nu înțelegi cum am ajuns în situația asta și nici acum nu mă înțelegi prin ce trec. Da? O să auziți asta destul de des de la persoanele uh, care înșală și de ce fac lucrurile ăsta, pentru că vor se pună într-o ipostază în care să se victimizeze, astfel încât să îți atragă atenția, să-ți cadă uh, cum ar veni furia, nemulțumirea pe care ai adunat-o vis-a-vis de ei și să te facă mai deschis sau mai deschisă la o eventuală împăcare și la o eventuală toleranță din partea ta vis-a-vis -vis de cele întâmplate. Așa? Um, un alt lucru pe care l auzim de la oamenii care înșală după ce s-a terminat episodul de infidel infidelitate și tu simți că se poate repeta din nou, ar fi acela că e în capul tău, ești gelos-geloasă, ești paranoia, îți dai filme, nu o să treci niciodată peste asta, m-am săturat să purtăm iar și iar aceeași discuție, da? Adică cam astea sunt lucrurile pe care ți le, le ți le reproșează o persoană care înșală de ce face asta, tocmai pentru a arunca vina în grădina ta, pentru a te face pe tine să nu mai pui întrebări, pentru a te face pe tine să uh, ai senzația că tu ai o problemă și că din cauza ta uh, el se comportă, el sau ea se comportă în felul acesta. Când, de fapt, la tine nu este decât intuiția care îți spune că s-ar putea să trece iar printr-un episod în care să fii rănit sau rănită și nu face decât să încerce să te protejeze, mai ales dacă se întâmplă cu adevărat ceva și simțurile tale o iau raznă. Da? Adică nici măcar poți să numești intuiție sau poți să le numești tipare care îți sunt deja cunoscute. Adică ai mai trecut o dată sau de mai multe ori prin asta și deja știi cum el sau ea o să se comporte și unde o să se ajungă da? într-un final. Îți deci este zona cunoscută, știi ce se întâmple și pentru a te duce el sau ea în ipostaza în care să nu mai pui de întrebări, o să facă lucrurile despre tine. După cum am zis, ești gelos, ești geloasă, ești posesiv, posesivă, m-am săturat de relația asta, astfel încât tu să te faci mic acolo și să zici, da, ok, mai las de la mine, poate e în capul meu și așa mai departe, ca într-un final să ajungi la concluzia că mai bine zici ceea ce aveai de zis atunci, cu toate că relația exista posibilitatea să se termine decât să stai într-o relație în care te simți în siguranță, frustrat, frustrată și în permanență cu senzația că ceva rău se întâmplă și tu nu poți controla. Acum e la latitudinea fiecăruia ce face. Astea ar fi lucrurile pe care o persoană care înșală le spune în mod frecvent. Acum fiecare știe ce e cei mai bine, pentru el. Asta ar fi pentru astăzi, iar până data viitoare, nu uitați, încercați pe cât posibil să aveți relații sănătoase. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem curând!